Salut! Cumva rămăsesem dator cu câteva detalii legate de această tastatură pe care am revizuit-o foarte, foarte pe scurt pentru a răspunde EMAG-ului la solicitarea de a-mi spune o părere despre ea. Și în cele ce urmează o să detaliem un pic ce face jucăria asta, la ce e bună, cum o folosesc eu și dacă o recomand. În primul rând, avem aici o tastatură de gaming, are tastele foarte, foarte ușor de apăsat, foarte clar, imediat ai simțit când ai făcut click. O groază de memorii aici sus, care permit împărțirea tastelor pe diferite funcții în funcție de ce jocuri te joci. Alte grupuri aici, încă o tastă programabilă. Pe spate tastatura are patru piciorușe din cauciuc, care în momentul în care ai pus-o pe masă nu mai alunecă și poți să stai liniștit să te joci cu ea. Vine și cu un cablu USB-A cu USB-C, iar lucrul ăsta permite un lucru grozav, și anume, în cazul în care ești ca mine cu un laptop și masa atâta e, o să vedem imediat cum se pune jucăria asta. Mie îmi permite următorul lucru și asta pentru mine este foarte important. Îmi permite să-mi scot mouse-ul de aici, să-l comut aici și să comutăm tastatura direct aici. Tastatura are o groază de luminițe care, știu, pot însemna ceva. Seara, spre exemplu, sunt foarte bine vizibile în cazul în care preferi lumina mai mică în timpul jocului. Apoi are o groază de alte iluminări, apăsând asta F și Space. Da? Aici este următoarea. Asta permite în felul următor, când am apăsat pe o tastă, așa, următoarea. E un fade între toate culorile pe care le poate ea reda. Sau eu o folosesc așa. Și o folosesc așa pentru că masa mea atâta e, asta este, nu-mi permite masa mai mult. Și pentru că nu-mi permite masa mai mult, atâta am. În cazul ăsta eu o trag aici. Îmi pun laptopul aici, mai rămâne pe capătul ăsta de masă fix bucățica cât să-mi mișc șoricelul și pentru mine jocul se întâmplă așa. Îmi este foarte comodă. Tastatura mai vine cu un accesoriu. Tastatura mai vine cu un rest pad cu doi magneței mici care buf și s-a închis, s-a lipit frumos de tastatură și îți permite să stai cu mâna eventual mai sus în funcție de cum simte fiecare, dacă îi este comod să lucreze așa sau fără, da? Mie mi-e mai comod fără pentru că trăgându-mă astea foarte aproape, mie mi-e mai comod fără. Dar restpadul are și el o bucățică de cauciuc aici, lipindu-se de tastatură, face corp comun foarte, foarte, foarte bine. Să vă spun, dacă se desface magnetul, nu se desface magnetul și cam trebuie să insiști ca să cadă de aici. Dar altfel e o tastatură extraordinară. Eu o recomand pentru cei care dețin așa un spațiu mic și nu își permit, știu, o masă mai mare sau momentul în care te joci nu ai o suprafață mai mare. Eu mai folosesc și la maparea unor taste în programul de editare, în DaVinci Resolve. Nu toate, câteva taste care
îmi vin mie mai greu de a mișca mâna aici pe tastatură și îmi vin mie mult mai comod să le apăs aici. Altfel spus, Redragon IDA 583. Așa, nu știu dacă o să focusez eu cum trebuie. Redragon IDA 583 RGB se numește tastatura asta. Pe site-ul EMAG o găsiți la în jur de 117-100 până în 120 de lei. Foarte interesantă. În clipul pe care l-am publicat ceva mai devreme, în care arătam tot la fel care este poziția și ce, la ce o folosesc, acolo nu am pus și sunetul, dar de data asta îl putem auzi. Iar pentru un joc în care ai nevoie de aceste scurtături, tasta este deosebit de ascultătoare, nu dă rateuri. O recomand pentru că la prețul ăsta își face treaba foarte bine. Sigur, sunt tastaturi mai scumpe, dar în principiu fac același lucru. Și am zis că asta este ceea ce îmi trebuie. Și forma ei m-a ajutat pe mine, pentru că, da, cum am spus, aici îmi pun tastatura, aici îmi trag laptopul, aici am șoricelul și pentru mine asta e tot. Eu am ales-o pe asta considerentele pe care vi le-am spus. Ne mai și bâlbuim. Așa. Și consider că merită. Și cu asta pot să vă spun că Redragon IDA RGB e o tastatură excelentă, extraordinară pentru jocuri și pentru jocuri și nu numai. Eu vă recomand cu mare căldură, e o tastatură ascultătoare și care la banii pe care îi dai pe ea își merită fiecare leuț. Astea fiind spuse, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru timpul petrecut aici și vă urez gaming plăcut. Toate bune! Haide! Hai odată! Hai! Frate, negociem, hai! Când vrei spui, da?